Consilierii județeni buzoieni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară. Un singur punct a fost inclus pe ordinea de zi. Este vorba despre aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate, vizate fiind rutele de la Buzău spre Bisoca, Sările, Jghiap, Trestioara și Globu Petcari. La finalul ședinței, Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean, a făcut declarații de presă, unul dintre subiectele abordate fiind cel privind reabilitarea joselei care leagă DN10 de obiectivul turistic Vulcanii Noroioși. Potrivit conducerii Consiliului Județean, numai puțin de 9 firme de construcții din țară și străinătate au depus oferte pentru reabilitarea tronsonului de drum județean. Șeful Consiliului Județean Buzău vine însă și cu o veste mai puțin plăcută. Neagu crede că este puțin probabil ca lucrările să înceapă în acest an. Nu pot să vă spun mai mult, nici eu nu știu, doar atât, iarăși m-am interesat că pe final au trecut de fază, cei care se ocupă de licitație au trecut de faza tehnică, la partea financiară și mai departe de se va închide în viitorul apropiat. Dar, pentru că totuși nu cred că vor începe lucrările, că nu au cum să înceapă anul ăsta cu proiectarea care va dura 7-8 luni de zile, dar e important că se face cum s-a întâmplat și la Bisoca. Noi, prin programul de întreținere la drumuri județene, vom încerca și cu siguranță vom reuși să ținem drumul cât de cât în condiții de optime, să zic așa, pun și puține limele de circulație. Proiectul de reabilitare a șoselei care leagă DN10 de Vulcanii Noroioși are o valoare totală estimată de aproximativ 95 de milioane de euro. Tronsonul, lung de 14,5 km, va fi modernizat cu bani puși la dispoziție de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, dar și din bugetul județului. Petre Emanuel Neagu spune că lucrarea nu este finanțată 100% cu bani de la Ministerul Dezvoltării, iar cota de cofinanțare de la bugetul județului este de aproximativ 30 de milioane de euro, adică 2/3 din bugetul județului pe acest an. Ca să fiu explicit așa, bugetul nostru al Consiliului Județean, pe un an de zile, cu tot ce înseamnă activități curente, direcția de protecție, spital, drumul așa, nu decât de 44 de milioane de euro. Dar eu mi-am asumat pentru că cu siguranță o să găsim posibilitatea din fonduri europene ca să putem să, că altfel nu să asigurați cofinanțarea din fonduri europene, ziceți? Din fonduri europene, începem din fonduri proprii. Lucrarea va fi una complexă, având în vedere relieful din zonă. Se vor consolida maluri, vor fi executate poduri, dar și lucrări pentru drenaj, intervenții necesare în contextul traversării unor zone cu predispunere la alunecări de teren.